Salutare și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube Petrus de la Sinaia. Iată că astăzi ne aflăm în orașul Bucioasa, la intrare, unde astăzi am zona Bucioasa în activitatea mea de la muncă. Magazinele la care voi trebui să fiu astăzi sunt cele de la Bucioasa. Deci aici este un pod. Și astăzi ne vom deplasa la Bucioasa, nu v-am filmat niciodată de aici din acest oraș și am zis că dacă toți sunt aici, haide să vedem ce lucruri interesante descoperim noi aici în orașul Bucioasa. Deci dacă vă uitați puțin mai în față, este barajul de la Bucioasa. Este un baraj destul de mare, să spun așa. Deci aici este, de fapt pe partea cealaltă, este barajul de la Bucioasa, scuzați-mă. Am zis eu greșit. Nu știu dacă o să-mi permită timpul să vă prezint și de acolo, dar suntem foarte aproape de acest loc. O să vă mulțumesc în primul rând că sunteți în număr mare pe canalul meu de YouTube Petrus de la Sinaia. Am răspuns la toate comentariile voastre, vă mulțumesc pentru toate comentariile frumoase pe care mi le adresați. Și să știți că sunt foarte bucuros că am putut să împărtășesc cu voi și de acasă de ieri. Deci ați văzut ieri după programul de muncă, am ascultat comentariile voastre și am filmat de acasă. Ați văzut, v-am filmat și cum am mâncat măcinici, cum este la noi în zonă. Și după aceea ne-am retras tot acasă, unde am petrecut seara cu familia și cu cei dragi mie. Mă bucur că pot să împărtășesc zi de zi cu voi activitățile care le desfășor mai mult de la muncă și după aceea din zona noastră frumoasă de munte. Deci să știți că și orașul Bucioasa, cu toate că nu este așa de mare, să spun așa, are niște locuri foarte, foarte frumoase. Deci acela este, pe aici este drumul către baraj, dar nu o să mergem de data aceasta, timpul încă nu ne permite acest lucru, din păcate, și cu siguranță data viitoare o să vă prezint și vouă acel baraj. Mai sunt câteva chestii foarte interesante în acest oraș, dar mai am de mers până acolo și când o să ajung exact din acele puncte o să vă filmez și vouă și sper să vă placă, dragilor. Deci când o să ajung în punctele acelea o să vă filmez și vouă, o să vedeți locurile frumoase din orașul Bucioasa. Deci am revenit la voi, iată că unul dintre punctele strategice, să le spun așa, ale orașului era acest parc, dar observăm că se lucrează la acest parc. Deci pe aici chiar era frumos să-ți petreci timpul în acest parc, deși voi se observă că era destul de spațios parcul acesta. Însă să vedem ce se va vrea să se construiască aici în locul parcului. Deci din păcate momentul de față nu arată prea bine. Dar o să întrebăm și noi pe cineva de aici, dintre colegi, de ce nu mai este cum era înainte. Deci uitați și voi, deci nu mai este cum era înainte aici în parc, în zona aceasta. Poate se lucrează, deci observăm, sperăm ca în următorul timp să vedem ce va fi pe aici. Deci oamenii și-au
și aici în număr mare. În parc era un punct foarte bun pentru orășenii din orașul Pucioasa. Își petreceau majoritatea timpului, să știți că eu veneam de foarte multe ori înainte aici și vedeam foarte multă lume, era armonie, era frumos, însă uitați și voi acum cum arată, să vedem dacă o să găsesc pe cine să întreb ce se întâmplă și ce se va construi aici, chiar sunt curios, să spun așa, de acest lucru, observând că se lucrează intens în acest fost parc, să spun așa, să vedem ce se va construi. Reabilitarea parcului? Reabilitarea parcului sau să construiești altceva? De ce reabilitarea? Deci este reabilitarea parcului, foarte, foarte frumos. O să mai vin pe aici să vă filmez și să vă prezint. Sunt curios cum o să arate acest parc. Am crezut că se construiește altceva, dar se pare că nu tot pentru acest parc se lucrează. Chiar nu am știut lucrul acesta, să împărtășesc cu voi și vedeți că chiar se lucrează. Deci cu siguranță o să vin cu mare drag și cu mare plăcere și pe aici, să spun așa, să vedem când va fi gata reabilitarea parcului. Deci un al doilea punct strategic, să știți și voi, ar fi hotelul Valahia, un hotel foarte mare și acolo vin foarte mulți turiști pentru a face băi termale aici în zonă. Deci vin oameni de peste tot aici în Pucioasa la Ceres, de fapt se numește, scuzați-mă, și este băi termale, să spun așa. Deci cei care doriți acest lucru la Pucioasa, să știți că există aici în zonă. Deci observăm și noi că se lucrează pe aici. Încă nu știam acest lucru, că se reabilitează parcul acesta. Oamenii muncesc. Deci aici era o zonă foarte frumoasă și cu siguranță va fi în continuare, atâta timp cât observăm că oamenii sunt puși pe treabă, să spun așa. O să, cu prima ocazie, să vin să vă filmez când va fi gata și reabilitarea. Deci vedeți acolo oamenii muncesc, când va fi și gata. Am avut un hop, deci cam așa arată acum reabilitarea parcului. Vom fi și noi aici prezenți când va fi gata. Deci ne vom îndrepta către următorul punct strategic pentru orașul Pucioasa, exact cum am zis și voi, și vouă. Este vorba de hotelul Cerest. Deci acolo este și băi termale. Deci cei care doriți, chiar puteți să veniți în această zonă. Foarte multă lume recomandă acest lucru de aici din zonă. Îmi pare rău, sincer, că parcul era în reabilitare și nu am putut să vă prezint parcul acesta. Eu o să mă îndrept către următorul magazin și voi reveni la voi, dragilor, cu mai multe chestii interesante și frumoase de aici din orașul Pucioasa. Vă aștept în continuare pe canalul meu de YouTube, Petruț de la Sinaia. Haideți să fim în număr mare. Deci acesta este hotelul Cerest, prieteni. Îl vedeți și voi mai bine. Deci aici se află hotelul Cerest. Deci aici vin oamenii la băi termale. Vedeți și voi, este un hotel foarte mare și înăuntru este foarte frumos. Cu prima ocazie, când o să am ocazie să vin aici, o să vă filmez și din interior. Oamenii vin aici în oraș, se simt foarte bine. Deci ăsta era al doilea punct strategic din orașul Târgoviște, hotelul Cerest, un hotel foarte mare. Acum eu o să mă îndresc spre magazin. Mă bucur că am putut să împărtășesc și acest lucru cu voi. Vă mulțumesc încă o dată că mă urmăriți în urmă pe canalul meu de YouTube, Petruț de la Sinaia, și o să revin la voi.
Salutare din nou și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube Petrus de la Sinaia. Iată că astăzi am avut activitatea din orașul Pucioasa și ați văzut și voi, am vrut să vă prezint niște locuri frumoase din acel oraș. Însă parcul, ați observat și voi, era modificări făcute, era în reparații. Sunt curios cum o să arate peste ceva timp acel parc. O să merg acolo și o să vizitez parcul să vă arăt cum arată acel parc. De asta cu siguranță va necesita timp. Vă mulțumesc în primul rând că sunteți în număr mare pe canalul meu de YouTube Petrus de la Sinaia, unde vă aștept cu drag pe toți și vă salut și pe cei noi care v-ați abonat și sper să vă placă vlogurile mele și vă aștept în continuare, de ce nu, să fim în număr mare. Deci iată că în seara aceasta vă salut de aici de la munte. A fost o zi plină de activități. Astăzi, din păcate, nu am mers la orele condus. Mâine, să știți și voi că este sâmbătă, așa că oamenii muncitorii nu stau nici sâmbătă. Deci eu mâine o să lucrez sâmbătă. O să merg la program de 8 ore mâine la Târgoviște. O să vă prezint puțin de acolo. Sper din tot sufletul, că mă uitam mai devreme, să fie și vremea bună acolo în oraș, în Târgoviște, să văd ce pot să mă mai prezint și din acel loc frumos. La noi la munte, iată că s-a așternut, să spun așa, ploaia, plouă de câteva ore bune, dragilor, aici la noi la munte. Nu este așa fric, sincer, dar să știți că plouă aici la noi la munte, să sperăm că nu va ține mult. Mâine o să fiu pregătit, o să-mi iau umbrela. Sper să nu mă încurce așa de mult ploaia. Am în vedere că eu v-am spus și vouă, merg pe jos distanță între magazine, dar voi lua, să spun așa, autobuz local dacă va fi nevoie, să nu stau în ploaie. Doamne ferește, exclus acest lucru. Deci oamenii vrednici aici și se trezesc de dimineață și noi ne trezim de dimineața de ani buni, mergem la treabă, suntem pregătiți de treabă în fiecare zi, m-am obișnuit cu acest lucru, sunt mulțumit, v-am spus, că sunt angajat de un an de zile la această mare companie, la care țin foarte mult. Le mulțumesc tuturor care au contribuit pentru a fi la această mare companie. Deci mâine dimineața la 6:30, dragilor, voi pleca către Târgoviște și vă voi filma de acolo și după să văd pe parcurs. Iată, exact cum v-am spus puțin mai devreme, am rugat un prieten să-mi pună discul la motocositoare. V-am spus, această motocositoare am luat-o pentru a ne fi nouă practică în ceea ce facem pentru nevoile noastre personale. Nu mergem la cineva să facem treabă, sunt cu un prieten drag mie aici și o să mă ajut să pun și o discu, să tot vine primăvara, să ne apucăm de treabă. Și o să vă filmez și vouă activitățile care le desfășor și când fac cu acest disc. Deci eu nu știu să-l montez așa, fraților, știu să dau cu el, montatul e puțin mai complicat pentru mine. Prietenul meu mi-a spus că nu este greu, dar o să învăț și lucrul acesta și ne apucăm în serios de treabă, că este de treabă aici la munte mereu. Deci vedeți, punem discul, că s-ar putea zilele viitoare să avem activitate cu el. Deci v-am spus, noi la noastră strict pentru noi. Să facem noi treaba, să fie aici și sunt multe lucruri interesante care le-am cumpărat să nu mai depindem de nimeni, să spun așa, să le avem aici, să ne facem treaba. Iată că și prietenul meu mă ajută în seara aceasta să punem discul. Deci mi-a spus, nu e ceva complicat, dar hai să vedem toată procedura, că acum dacă am filmarea și data viitoare, cu siguranță, să mă răscurc să pun și eu. Haide să vedem cum face. Ai găsat asta.
Deci, fraților, dacă nu știi, să știți că este complicat. Deci vă mulțumesc pentru comentariile frumoase încă o dată. Vă aștept pe canalul meu de YouTube, Petrus de la Sinaia, să fiți în număr mare. Deci, uitați, am lucruri foarte interesante de prezentat de aici, din zona noastră de munte. Deci, afară, fraților, la ora aceasta chiar plouă serios. Și am rugat prietenul meu aici să vină să mă ajute în beci, să punem discul și... Când va fi timpul bun să putem să-l folosim, să-i dăm drumul la treabă. Deci, complicat nu era, fraților, urmează doar să-i dăm bătaie. Deci, vă aștept pe canalul meu de YouTube, Petrus de la Sinaia. Haideți să fim un număr mare pe canalul meu de YouTube. Vă doresc o seară cât mai frumoasă.